Colț alb de Jack London Capitolul 7 Zidul lumii Când lupoica a început să părăsească văgăuna, pornind după vânat, puiul era deprins să respecte legea care l să se apropie de intrare. Numai că această lege îi fusese impusă în nenumărate rânduri de botul și de laba mamei lui, dar creștean el și instinctul fricii, Niciodată în scurtă existență din vizuină nu întâlnise ceva de care să se teamă. Totuși frica exista în el. O moștenise de la strămoși îndepărtați prin mii și mii de vieți. Era o moștenire directă de la chiorul și de la lupoaică. Dar și ei, la rândul lor, o moștenire de la generații de lupi dinainte lor. Frica. Această moștenire a Wildului de la care nu se poate sustrage niciun animal și nici nu e cu putință să te de descotorosești de ea. Astfel, puiul Cenușiu cunoscu frica, deși nu știa din ce e făcută. O privea poate ca pe una din opreliștile vieții, pentru că aflase că existau asemenea opreliști. Cunoscuse foamea și, când nu putuse o stoi, simțise opreliștea. Piedica tare a zidului vizuinii, ghionturile zdravene pe care maica să i le deduse cu botul, lovitura ei de labă care îl făcuse să se rostogolească, foamea neastâmpărată pe care o cunoscuse de atâtea ori, îi dăduseră să înțeleagă că pe lume nu există numai libertate, că în viață există anumite legi și opreliști. Aceste limite și opreliști erau lege. Au o sluji să să scap de durere și să-ți fericirea. Dar el nu se gândea în felul acesta omenesc. Se mulțumea să clasifice lucrurile în două categorii. Unele care loviau, și altele care nu loviau. În urma acestei clasificări, el se ferea de lucrurile care loviau, limite și opreliști, drept care se bucura de satisfacțiile și răsplata vieții. Astfel, supunându-se legii statornicite de mama lui și dând ascultare acelui lucru necunoscut și fără nume, frica nu se apropia de gura văgăunii. Aceasta rămăsese pentru el un perete alb de lumină. Când mama lui lipsea, Dormea mai tot timpul, iar când se trezea, stătea foarte cu minte, înăbușindu-și chelălăielile care îi gâdilau gâtlejul, gata, gata să se prefacă în zgomot. Odată, pe când ședea întins și treaz, auzi un zgomot ciudat în peretele alb. Nu știa că afară se afla un bursuc care tremura de propria îndrăzneală și adulmeca cu minte vizuina. Puiul știa doar că sporăitul acesta de adulmecat era ceva straniu ceva neclasificat de el și prin urmare necunoscut și grozav, pentru că necunoscutul făcea parte din elementele principale care îl gătuiau frica. De unde știa el că față de cel ce adulmeca afară trebuie să se zbârlească? Puiul lui se zbârli părul pe spinare, dar rămase tăcut. Din propria experiență nu cunoștea așa ceva, totuși era expresia vădită a fricii ce slășuia în el și pentru care în propria lui viață nu exista vreo explicație. Dar frica era însuțită de un alt instinct, acela de a se ascunde. Puiul era prada unei spaime nebune. Totuși, rămase culcat și nemișcat, mut, înghețat, încremenit, de parcă ar fi fost mort. Întorcându-se acasă și dând de urmele bursucului, Maică s-a mărâit și se năpusti în vizuină, începând să lingă și să-și sprece botul de botuțul lui, cu o dragoste neobișnuită de pătimașă. Iar puiul, Simți că într-un fel sau altul scăpase dintr-o mare primejdie. Erau însă alte forțe care acționau în puiul de lup și între acestea cea mai puternică era creșterea. Instinctul și legea îi cereau să fie ascultător, dar creșterea îi cerea să nu fie. Mama și frica îl sileau să nu se apropie de peretele cel alb. Creșterea este viață și viața se sortită întotdeauna să tindă către lumină. Și nimic nu putea stăvili fluxul de viață care creștea în el, care creștea cu fiece îmbucătură de carne pe care o înghițea, cu fie ce suflare. În cele din urmă, frica și supunerea fură înlăturat într-o zi de izbunirea vieții și puiul o porni cu mers crăcănat, îndreptându-se spre gura vizuinii. Ca niciun alt perete cu care se avusese de-a face, acesta părea să se dea înapoi din fața lui pe măsură ce el înainta. Năsucul lui moale, pe care și-l repezea înainte căutând, nu se loviți de nicio suprafață tare. Substanța din care era făcut peretele părea că poate fi pătrunsă și că poate ceda tot atât de ușor ca lumina. Și cum în ochii lui aceasta avea aparența unei forme, puiul intră în ceea ce pentru el fusese un perete și se scăldă în substanța din care era alcătuit. Era ceva uluitor. Se tăvălea prin materia solidă și lumina strălucea din ce în ce mai tare. Frica îl trăgea înapoi, iar creșterea îl împingea înainte. Se pomeni deodată în gura vizuinii. Peretele în care credea că se află se dădu tot atât de brusc înapoi dinaintea lui, pe o distanță nemăsurată. Lumina deveni dureros de strălucitoare. Îl amețea. Această abruptă și grozavă, întindere, îl amețea și ea. Ochii se adaptară automat la strălucirea aceasta, potrivindu-se să poată face față distanței mărite la care se aflau lucrurile. La început, peretele se retrase dincolo de vederea lui. Acum îl zărea din nou, dar la o mare depărtare și înfățișarea ei se schimbase. Acum era un perete bălțat, alcătuit din arbori care străjeau râul, din muntele din față care domnea peste arbori și din cerul care domnea peste munte. Îl cuprins o spaimă nespusă și aceasta mai ales din pricina necunoscutului care îl înfricoșa. Se chirci lângă buza vizuinii și privi lumea. Era tare speriat. Era necunoscută și, deci, dușmană. De aceea părului se făcu măciucă pe spinare și buzele se încrețiră ușor, scoțând un mârâit sălbatic de intimidare mic și speriat cum era, el aruncă lumii largi provocarea și amenințarea sa. Nu se întâmplă nimic. Puiul continuă să privească, uitând să mai mârie, stăpânit de curiozitate. Uită și de frică. Frica era acum gonită de creștere, iar creșterea îmbrăcase haina curiozității. Începu să observe lucrurile mai apropiate. O parte descoperită a cursului de apă care scântea în soare, pinii uscați de la poalele povărnișului și povărnișul însuși, care urca drept până la el, oprindu-se la două picioare sub buza văgăunii, unde el stătea ghemuit. Puiul cel cenușiu trăise însă până atunci pe un teren neted. Nu încercase niciodată durerea căderii, nu știa ce e căderea. Astfel călcă cu îndrăzneală pe aer. Picioarele dinapoi rămaseră pe buza văgăunii, iar el căzu înainte cu capul în jos, se izbi strașnic cu nasul de pământ și începu să chelelească. Apoi se trezi rostogolindu-se pe povârniș la vale, tot mai la vale. O panică îngrozitoare îl cuprinse. Necunoscutul îl înșpăcase în cele din urmă. Îl apucase cu sălbăticie și era pe cale să-i facă cine știe ce rău cumplit. Creșterea era acum dominată de spaimă și scânci ca orice cățeluș speriat. Necunoscutul îl împingea spre nu știu ce durere înfricoșătoare și el călălăia și scâncea într-una. Pentru puiul de lup, aceasta era o perspectivă cu totul nouă, diferită de aceea de a sta ghemuit și înghețat de frică, în timp ce necunoscutul îl pândea chiar alături. Acum, necunoscutul îl înhățase zdravă. Tăcerea nu mai era de vreun folos. De altfel, nu frica, ci groaza îl scutura, dar panta deveni mai lină, iar la poale era acoperită cu iarbă. Aici puiul mai pierdut din viteză. Când în cele din urmă se opri, scoase un ultim urlet chinuit, urmat de un prelung chelălăit plângăreț și ca și cum s-ar fi întâmplat ceva cu totul obișnuit, ca și cum până atunci s-ar mai fi spălat de mii de ori în viața lui, început să-și lingă lutul uscat cu care se mânjise. Apoi, se ridică și privi în jur de parcă ar fi fost primul pământean poposit pe Marte. Puiul pătrunsese prin zidul lumii, necunoscutul îl slobozise din strânsoarea lui și iată-l nevătămat. Dar primul om poposit pe Marte ar fi arătat mai puțin stingerii decât el. Fără să fi știut ceva dinainte, fără să-i se fi spus că există așa ceva, se văzut deodată explorator într-o lume cu totul nouă. Acum că îngrozitorul necunoscut îi deduse drumul, uită că acesta era plin de spaime. Își dădea seama doar de curiozitatea pe care o trezeau lucrurile din jur. Cercetă iarba de sub el, mușchiul care creștea ceva mai încolo și trunchiul mort al pinului uscat ce zăcea la marginea unui luminiș între arbori. O veveriță care foșnea sprinte în jurul rădăcinii trunchiului, dădu peste el, sperindu-l foarte. Puiul se ghemui la pământ și început să mârie, dar nici veverița nu era mai puțin înspăimântată o zbughi în sus pe arbore și de acolo, unde se simțea în siguranță, începu să trâncănească cât o ținea gura. Treaba asta îl făcu pe pui să prindă curaj și, cu toate că ciocănitoarea pe care o întâlni după aceea îl făcu să tresară, își continuă drumul încrezător. Încrederea lui era atât de mare încât, atunci când o pasere, pasărea elanului, ți-o păi o braznică spre el, puiul întinse o labă jucăușă. Urmarea a fost un ciocănit ascuțit în vârful nasului, care îl făcu să se ghemuiască și să scâncească. Zgomotul pe care îl făcu era prea mult pentru paserea elanului și aceasta se puse în siguranță luându zborul. Dar puiul învăță ceva. Mica lui minte încețoșată făcuse fără să vrea o clasificare. Erau lucruri vii și altele care nu erau vii și el trebuia să fie cu ochii în patru la cele vii. Lucrurile care nu erau vii rămâneau mereu în același loc, pe când cele vii se mișcau și nu se putea ști de ce ar putea fi ele în stare. Din partea lor nu se putea aștepta decât la ceva neprevăzut și trebuia să fie pregătit pentru aceasta. Înaintat nespus de stângaci, dădu peste vreascul și peste tot soiul de lucruri. O rămurea pe care o credea departe, în clipa următoare îl pognea peste nas sau îi zgâria coastele. Locul era plin de hârtoape. Uneori dădea în ele și se lovea la nas. Și tot de atâtea ori se împiedica de câte ceva și se lovea la labe. Mai erau apoi pietricelele și pietrele care se rostogăleau sub labe. Și de la ele află că lucrurile care nu trăiesc nu sunt toate în același echilibru stabil ca vizuina lui și că lucrurile mici care nu sunt vii pot să cadă sau să se răsucească mai degrabă decât cele mari. Dar cu fiecare pățani mai învăța câte ceva. Cu cât mergea mai mult, cu atât mergea mai bine. Se adapta, învăța să-și calculeze mișcările mușchilor, să-și cunoască posibilitățile fizice, să măsoare distanțele dintre obiecte și dintre acestea și el. Avea norocul începătorului. Născut să fie vânător de carne, deși nu o știa, dădu peste carne chiar la ieșirea din văgăună, la prima lui incursiune în lume. Numai printr-o întâmplare nimerise peste cuibul de tarmigane ascuns cu iscusință, se trezise înăuntru. Încercase să meargă de-a lungul unui pin părbușit, cu așa pute cedase sub picioarele lui și cu nurle urle deznădăjduit, puiul se rostogoli pe panta rotunjită, prăvălindu-se printre frunzele și tulpinele unui mic tufiș, până ce ajunse chiar în inima lui, la pământ. Se ridică în mijlocul a șapte pui de ptarmigan, făceau mare zgomot și la început se sperie de ei. Observa apoi că erau foarte mici și deveni mai îndrăzneți. Puii se mișcau. Puse laba pe unul din ei. Acesta și iuții mișcările, ceea ce pentru el erau un izvor de desfătare. Îl mirosi. Îl ridică cu botul. Puiul de se zbătu, gâdilându-i limba. În aceeași clipă simți o senzație de foame. Fălcile se strânseră. Se auzi un trosne de oase plăpânde și sângele cald, i se prelinse în gură. Era bun la gust. Era carne. La fel ca aceea pe care o dădea mama lui. Numai că o simțea vie între dinți și era deci cu atât mai bună. Și astfel mâncăp ptarmiganul și nu se opri până, nu ce, până ce, nu înghiți tot cuibul. Se linse apoi pe bot, așa cum făcea și mama lui, și început să iasă târâș. Afară îl întâmpină o vijelie naripată îl năuci și lorbi cu vârtejul ei și aripile care îl loveau cu furie. Își ascunse capul între labe și chelălăii. Loviturile se înmulțeau. Mama puilor era cuprinsă de furie. Se înfuria apoi și el. Se ridică mărâind și lovind cu labele. Își înfipse colțișori într-o aripă, trăgând și smucind cu putere. Tarmiganul se bătea cu el, revărsând asupra ei o ploaie de lovituri cu aripa rămasă liberă. Era prima lui bătălie. Puiul de lup era în extaz. Uită totul despre necunoscut. Nu-i mai era teamă de nimic. Lupta sfârșiind o ființă vie care lovia. Și această ființă era vânat. Pofta de a ucide începea să pună stăpânire pe el. Abia nimicise câteva făpturi mici. Acum va nimici o făptură mare. Era prea ocupat și prea fericit ca să-și dea seama că e fericit. Fremăta și nu mai putea de bucurie, dar simțea aceasta într-un fel cum nu i se mai întâmplase până atunci strângea bine de aripă și mărea printre colți încleștați. Tarmiganul trase afară din tufiș. Când se întoarse și încercă să-l tragă înapoi la dăpostul tufișului, el smuci pasărea departe la loc deschis. În tot acest timp, paserea țipa și lovea cu aripa liberă, iar penele îi zburau ca niște fulgi de zăpadă. Teribilă era acum încordarea puiului de lup. Tot sângele de luptător al rasei lui se trezise și clocotea în el. Aceasta era viața, deși el nu știa. Își îndeplinea menirea lui pe lume, să vârșa lucruri pentru care era hărăzit, să ucidă prada și să se bată pentru a ucide. Își justifica existența, lucru pe care nici viața nu-l putea face mai desăvârșit, deoarece viața își atinge culme atunci când înfăptuiește cât mai deplin lucru pentru care a fost înzestrată. După un timp, Tarmiganul încetă lupta. Puiul de lup îl mai ținea de aripă. Zăceau amândoi la pământ privindu-se. Puiul încercă să mări amenințător sălbatic. Pasărea ciocâni nasul, care îl durea din pricina întâmplărilor de până atunci. Puiul tresări, dar ținut cu nădejde. Pasărea continua să ciocânească mereu, mereu. După ce tresări, puiul început să chelălăiască. Încercă să se tragă înapoi din fața ei, uitând că, ținând de aripă, o tregea după el. O ploaie de ciocănituri izbi nasul și așa destul de prăpădit. Avântul de luptă îi scăzut și, dând drumul prăzii, întoarse spatele și o tuli prin luminiș într-o retragere lipsită de glorie. Se așeză să se odihnească de cealaltă parte a luminișului la marginea tufișurilor. Limba i-a târna, respirația grea îi umfla pieptul, iar nasul, care îl mai dorea încă, îl făcea să scâncească fără încetare. Și cum zăcea el acolo, a avut deodată sentimentul că ceva grozav îl amenință. Necunoscutul cu toate spaimele lui se nepustia asupra puiului, iar el se trase instinctiv înapoi la dăpostul tufișului. În aceeași clipă îl atinse un curent de aer și un trup mare naripat trecu ca o furtună, amenințător și tăcut. Un șoim coborând din azur era cât pe aici să-l înhațe. În timp ce puiul de lup zăcea în tufiș venindu-și în fire după spaima pe care o trăsese, privea cu teamă afară. Tarmiganul își lua zborul din cuibul și de cealaltă parte a luminișului. Din cauza pierderii pe care o suferise, pasărea nu dădu nicio atenție săgeții în aripate venită din cer. Dar puiul o văzu și lua aceasta drept un avertisment, o lecție. Văzu cum șoimul se năpustește cu iuțeal în jos, cum trupul lui plutește o clipă chiar deasupra pământului, cum ghearele se înfig în trupul tarmiganului, auzit țipătul de agonie și spaima al acestuia și văzut cum șoimul țâșnește în sus, în înaltul cerului, ducând tarmiganul cu el. Trecu vreme îndelungată până ce puiul își părăsia de postul. Învățase multe, lucrurile vii însemnau carne. Ele erau bune de mâncat. De asemenea, înțelese că lucrurile vii, când sunt destul de mari, pot face rău. Era mai bine să mănânce făpturi mici, ca puii de tarmigan, și să lase în pace făpturile mari ca de pildă ptarmiganul cel mare. Totuși simți că îl încearcă puțin ambiția. O dorință ascunsă de a se mai lupta odată cu acel ptarmigan, numai că șolmul îl luase cu el. Poate că mai erau și alte mame de ptarmigan. Se va duce să vadă. Coboră un povărnic spre râu. Nu mai văzuse niciodată apa. Terenul părea bun. Era neted. Puiul de lupă și cu îndrăzneală și se cufundă urlând de frică, prins de necunoscut. Era fric și gâfâia respirând repede. Apa îi năvăli în plămâni în locul aerului care îi întovărășise întotdeauna actul respirației. Sufocarea pe care o simțea era ca durerea morții. Pentru el, aceasta însemna moarte. În mod conștient, el nu știa nimic despre moarte, dar ca orice vietate a Waldului, avea instinctul morții. Pentru el acesta era cel mai mare rău. Era însă și esența necunoscutului, suma spaimelor necunoscutului, norocirii cea mai mare și de neînchipuit care se putea întâmpla, despre care nu știa nimic și din cauza căreia se temea de toate. Ieși la suprafață și aerul plăcut îi năvăli în gura deschisă. Nu se mai cufundă a doua oară, ca și cum ar fi fost un vechi obicei de-al lui. Dădu din toate cele patru labe și începu să nuate. Malul apropiat era la o distanță de aproape un metru. Puiul ieșise însă cu spatele la el și primul lucru asupra căruia îi se opriră privirile fu malul de dincolo, spre care începu de îndată să noate. Râul era mic, dar în dreptul bălții se lărgea ajungând până la 20 de picioare. Pe la mijlocul albiei puiul fulua de apă care îl purtă la vale. Simți cum îl prinde cascada în miniatură ce se afla la pragul bălții. Nu prea existau sorți să poată nota aici. Apa liniștită devenise dintr-o dată furioasă. Puiul era când la fond, când la suprafață. Ceva îl scutura cu putere și fără întrerupere, fiind când răsturnat și răsucit, când izbit de câte o stâncă. Și ori de câte ori era izbit, se pornea să chelălăiască. Înaintarea era marcată printr-o serie de chelălăieli, după care s-ar fi putut deduce numărul stâncilor ce ieșiră în cale. Sub cascade era o a doua baltă și aici, prins de curent, fu purtat domol și depus tot atât de domol pe un pat de prundiș. Se târâ afară din apă ca apucat și se așeză. Învățase încă ceva despre lume. Apa nu era însuflețită, totuși se mișca. De asemenea arăta tot atât de solidă ca și pământul, dar solidă nu era deloc. Trase concluzia că lucrurile nu erau întotdeauna ceea ce păreau a fi. Teama de necunoscut a puiului era o neîncredere moștenită, care acum fusese întărită de experiență. De aici înainte, în ce privește natura lucrurilor, el va arăta o neîncredere constantă față de ceea ce era în aparență. Va trebui să cunoască realitatea unui lucru înainte de a avea încredere în el. Puiului de lup era hărăzit să mai aibă o aventură în ziua aceea și aduse aminte că pe lumea aceasta exista ceva care era mama lui. Și atunci simți că o dorește mai mult decât orice pe lume. Nu numai trupul lui era obosit din pricina întâmplărilor prin care trecuse, dar și micul lui creier. Toate zilele pe care le trăise până atunci nu aduseseră vreodată atâta trudă pentru creierul lui cât îi adusese această singură zi. Și pe deasupra îi mai era și somn. Așa că o porni în căutarea vizuinii și a mamei lui, simțind în același timp un val de singurătate și de neputință copleșitoare. Se târâ printre tufișuri, când odată auzi un strigăt ascuțit care îl sperie. Un fulger galben îi trecu prin fața ochilor. Văzu o nevăstuică sărind cu iuțeală dinaintea lui. Era o făptură mică și nu era teamă de ea. Apoi, ceva mai departe, zări la picioare lui o făptură foarte mică, de abia de câțiva centimetri un pui de nevăstuică ce plecase ca și el neascultător spre aventură. Puiul de nevăstuică încercă să se dea în lături din fața lui. El îl întoarse cu laba. Acesta scoase un sunet ciudat, neplăcut. În clipa următoare, fulgerul cel galben i-a apărut din nou înaintea ochilor. Auzi iarăși țipătul de intimidare și primi în același timp o lovitură în Simți cum dinții ascuțiți ai nevăstuicii, mama puiului, îi spârtecau carnea. Pe când chelălea și scâncea târându-se înapoi, o văzu pe mama puiului sărind la acesta și făcându-se nevăzut împreună cu el, în desișul învecinat. Îl mai durea încă ceafa din pricina mușcăturii dinților ei, dar amorul propriu era și mai greu rănit și se așeză plângând înfundat. Această nevăstui că mamă era atât de mică și de sălbatică. Trebuia să mai învețe încă ceva și anume că în ciuda mărimii și greutății sale mici, Nevăstui că era cea mai feroce, mai răzbunătoare și mai grozavă dintre toți ucigașii wildului. Și curând va avea parte de ceva din această învățătură. Puiul de lup mai scâncea încă în clipa în care nevăstui că mamă se ivi din nou. Acum când puiul ei era în siguranță, ea nu mai atacă. Se apropie cu mai multe luare aminte și puiul de lup a avut prilejul să-i observe trupul slab, ca de șarpe și capul ridicat lacom, ce părea de asemenea a fi de șarpe. Țipătul ei ascuțit făcu să-i se zbărlească părul pe spate și mărâi la ea amenințător. Nevăstuit ca se apropia din ce în ce mai mult. Un salt mai iute decât vederea lui lipsită de experiență și trupul cel slab și galben dispăru pentru o clipă în fața ochilor săi. În clipa următoare îi atârna de gât cu dinții înfipți în părul și în carnea lui. La început mărâi și încercă să lupte, dar era prea tânăr. Era doar prima lui zi în lume. Măritul se transformă într-un scâncet, iar lupta într-o sporțare de a se salva. Nevăstuica nu îl slăbea din strânsoare. Se agățase de el încercând să pătrundă cu dinții spre vâna mare prin care clocotea viața. că era un băutor de sânge și prefera să bea direct din gâtlejul unde era viață. Puiul cel cenușiu ar fi murit și n-ar fi avut ce povesti dacă nu s-ar fi ivit lupoaica, sărind printre tufișuri. Nevăstuica dădu drumul puiului, și țâșni spre gâtul lupoaice pe care nu-l nimeri însă, apucând-o în schimb de falcă. Lupoaica și muci capul ca un șfic de bici, despăcându se din strânsoare și zvârlind nevăstui ca în aer. Și pe când mai era în aer, fălcile lupoaicei încleștară trupul slab și galben și nevăstuica ca cunoscut moartea între colții care o sfărâmau. Puiul era din nou obiectul unui acces de dragoste din partea mamei. Bucuria ei că îl descoperise părea mai mare chiar decât a lui că fusese descoperit. Îl frecă cu nasul, îl mângâie și linse rănile pe care ele le făcuse rădinții nevăstuicii. Apoi mama și puiul mâncară amândoi pe băutorul de sânge, după care se întoarseră la vizuină și se culcară.